Acatistul Sfântului Mina, Sfânt Mare Mucenic. Folositor și ajutător mare, te-ai arătat lumii în primejdii mucenice, că pe mulți ai izbăvit de pagube, pe furii urmărind pierderile depărtându-le și celor ce aleargă la tine cu credință îndeplinind cererea lor. Pentru acestea te rugăm, fii milostiv și nouă, care îți cântăm, bucură-te, Mina, mult pătimitorule. Întrupându-se cuvântul lui Dumnezeu, s-a luminat făptura și prin trânsul a izvorât mulțimea mucenicilor care au pătimit până la sânge, făcându-se apărător celor neputincioși. Pentru acestea îți cântăm, bucură-te stea neapusă, bucură-te rază de nematerialnic foc, bucură-te lumina celor păgubiți, bucură-te căderea celor răpitori, bucură-te taină care destăinuiești nelegiuirea, bucură-te stabilă care oprește rătăcirea, bucură-te stâlp care împiedici necuviința, bucură-te adânc care pierzi lăcomia, bucură-te suflare care întărești inimile celor suferinți, bucură-te mână care descoperi prădăciunile, bucură-te lanț care fereci pe făptuitorul celor rele, bucură-te negură care întuneci gândurile necurate, bucură-te Mina, mult pătimitorule. Biruitor grabnic te-ai făcut prigonitorilor celor care voiau a răpi munca săracului amărât de soartă și a stinge ființa lui fiind amenințat de întâmplări, pentru aceasta strigăm lui Dumnezeu, Aliluia! Să nu se învrednicească nelegiuiția, ne supune sub picioarele lor sfinte când se pornesc asupra noastră ca valurile mării ce vin spumegând pe aripile vânturilor turbate și să cadă ca spicele țarinii de la fața ta și noi să te binecuvântăm zicând... Bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te căderea nelegiuiților vrăjmași, bucură-te îngrădirea nesățioaselor fiare, bucură-te înfrânarea mândrilor răpitori, bucură-te că se cutremură cei ce calcă poruncile tale, bucură-te că se ticăloșesc cei ce nu cinstesc minunile tale, bucură-te că se chinuiesc cei ce nu cheamă într-ajutor numele tău, bucură-te că se tulbură cei ce te amărăsc, bucură-te că se laudă cei ce îți mulțumesc ție, bucură-te că de mila ta toată făptura se vețelește, bucură-te că de îngrozirea ta toți cei ce au greșit se pocăiesc, bucură-te izbăvitorul celor umiliți, bucură-te Mina mult pătimitorule. Dreptatea și pacea având în cugetul tău, ai părăsit tabăra Frigiei, nemai putând suferi ca să vezi închinăciunea la idoli. Pentru aceasta, suindu-te la munte cu post și rugăciuni, ți-ai curățit sufletul de păcate și te-ai întărit în credința Domnului nostru Iisus Hristos, cântând Aliluia. Păgânii, nemai răbdând urmările tale cele sfinte prin care se devăima înșelăciunea lor cea idolească, căci propovăduind credința lui Hristos poporului și dovedind că El este Dumnezeu care face minuni, iar nu pietrele și arama, te-au supus la chinuri pe care le-ai primit cu dragoste. Pentru aceasta îți cântăm, bucură-te cel care ai fost frecat peste tot trupul cu târsâne, bucură-te cel ce pe urmă ai fost ars cu foc, bucură-te cel ce ai răbdat usturimea ciulinilor, bucură-te că ai fost trăpuns peste tot cu sulițe, bucură-te că ai suferit pe tâmplele tale ciocane de fier, bucură-te că și alte munci ai suferit cu răbdare, bucură-te că n-ai cârtit împotriva lui Dumnezeu pentru pătimirea ta, bucură-te mai ales că te-ai luptat cu bucurie împotriva trupului și a sângelui, bucură-te că Alexandria s-a îngrozit de credința ta cea tare, bucură-te că tiranii erau mustrați de cutezarea ta, bucură-te că nemai având cu ce te mai spăimânta, au poruncit să fii tăiat cu sabia, bucură-te că mulți dintre privitori te binecuvântau zicând, bucură-te Mina, mult pătimitorule. Fericită credința răsăritului, ridicând în sfârșit crucea între popoarele păgâne, după căderea tiranilor vrăjmași ai creștinătății, s-a zidit în Alexandria biserica ta sfinte de către un iubitor de Hristos cetățean, în vremea lui Constantin împăratul, și acolo au fost aduse rămășițele moaștelor tale, cărora ne închinăm cântând, Aliluia! Glas ridicând către tine strigăm, grăbește-te, Sfinte, a ne apăra, nu ne dezlipi din nădejdile de mila ta cea mare, că unde vom năzui afară de tine să ne liniștim, după noianul păcatelor noastre, după Mântuitorul și Preacurata lui Maică, decât la tine, cel ce ai pătimit cu dragoste pentru Hristos și pentru a noastră mântuire. Tinde-ți mâna ta spre noi, mucenice, ca să te binecuvântăm zicând, bucură-te, aflătorul lucrurilor pierdute, bucură-te, aducătorul lor în starea în care au fost, bucură-te, lauda cetățenilor cinstiți cu fapta, bucură-te, fericirea neguțătorilor cu bune măsuri, bucură-te, păzitorul nedormit al satelor și al orașelor care suferă de pagube, bucură-te, scăparea celor amenințați de văpaie și de vifor, bucură-te, ușurarea popoarelor ce se amărăsc de năvăliri grozave și de asupriri nedrepte, bucură-te, povățuitorul drumeților ce te cer în ajutor, bucură-te, izbăvirea oamenilor de moarte năpraznică, bucură-te, scăparea corăbilor cuprinse de vijelie și de furtuni, bucură-te mângâierea tot sufletul asuprit și amărât, bucură-te și al nostru apărător grabnic în suferințe, bucură-te Mina, mult pătimitorule. Hrană de mântuire vieții noastre, trimite-ne nouă, Sfinte, de la Dumnezeu, ca să nu pierim de mulțimea patimilor ce se îndesesc în noi cu prisosință, că păcătoși suntem, dar care păcat sau ce mulțime de greșeli poate covârși vreodată nemărginita milostivirea lui Dumnezeu, având rugător cetele mucenicilor. Cu acelea împreună cântăm, Aliluia!
Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi, zice împăratul și prorocul David. Pentru aceasta, smerindu-ne până la moarte, cădem către tine, mare mucenice Mina, să te rogi lui Dumnezeu pentru noi păcătoși, ca să ne liniștească durerile, biruind pe vrăjmașii care se luptă împotriva legilor lui. Apropie-te, dar sfinte, apropie-te de noi cei ce pătimim, ca să slăvim minunile tale cântând. Bucură-te, mijlocitor fierbinte al celor suferinți către Dumnezeu, bucură-te stăruitor grabnic către dânsul, bucură-te ajutor puternic pentru cei ce păzesc poruncile lui, bucură-te nădejde nerușinată a creștinilor, bucură-te tămâie bineprimită la cer în rugăciune, bucură-te vas ales al Sfintei Treimi, bucură-te cel ce nu voiești răutățile oamenilor, bucură-te cel ce plângi pentru nepriceperea lor, bucură-te cel ce pururea îndemn la fapte bune, bucură-te că îi povățuiești a viețui în unire și dragoste, bucură-te că pe mulți i-ai adus la pocăință, bucură-te că pentru toți te rogi pururea, bucură-te Mina, mult pătimitorule. Evreul care era asuprit de creștin prin tăinuirea banilor ce îi lăsase spre păstrare la el până la întoarcerea sa, s-a botezat văzând minunea când i-ai descoperit adevărul, iar creștinul, îngrozindu-se de fapta ce făcuse spre vătămarea sufletului pentru iubirea de arginți, s-a pocăit strigând lui Dumnezeu, Aliluia! Pe călcătorul de jurământ creștin și vicleanul prieten al iudeului ieșind din biserica ta, unde mărturisise neadevărul că nu are știință de acei bani, i-ai răpit calul și tu te-ai arătat femeii lui acasă cerând ca să trimită bărbatului ei aurul iudeului, precum a și urmat și îndată s-a descoperit vicleșugul, de aceea cântăm ție. Bucură-te vădirea vicleșugului tăinuit, bucură-te aflarea aurului răpit, bucură-te rușinarea faptelor rele, bucură-te amărăciunea urmărilor, bucură-te împlinirea datoriilor credinței, bucură-te creștinătorul iudeului rătăcit, bucură-te pocăința creștinului pierdut, bucură-te lauda bisericii răsăritului, bucură-te întristarea neamului iudeilor, bucură-te că prin a ta minune s-a arătat puterea darului, bucură-te că prin a ei lucrare două suflete s-au izbăvit, bucură-te vrednicule lăudător al lui Hristos, bucură-te Mina, mult pătimitorule. Lanțurile fermecătoare ale diavolului cu care înfășura sufletele cele slabe, spre a le trage la el, cum s-ar putea sfărâma de nu am avea cugetul lucrător spre mântuire? Acesta, dar întărindu-se de către puterea sfinților mucenici aleși de Dumnezeu, risipește negura înșelăciunii și dezleagă legăturile vicleanului prin pocăință, cântând lui Dumnezeu, Aliluia! Slavă ție, împărate sfinte, Dumnezeule atotputernice, care dintre noi oamenii și pentru noi ai ales pe sfinții tăi mucenici și apostoli ca să ne izbăvească de cursele vrăjmașului și să ne împărtășească de bunătățile tale cele nemărginite, ca în acest chip să preazlăvească numele tău cel întru tot sfânt și să cântăm. Bucură-te, Mina, cel de toți iubit, bucură-te, mucenic prea fericit, bucură-te, luptător neostenit, bucură-te, viteaz neobosit, bucură-te, cuget neprihănit, bucură-te, privighetor neadormit, bucură-te, doctor iscusit, bucură-te, judecător nemituit, bucură-te, sprijinitor nepărtinitor, bucură-te, dar nesfârșit, bucură-te de daruri dătătorule, bucură-te de multe minuni făcătorule, bucură-te, Mina, mult pătimitorule. Numele tău, mai mult decât oricare altul dintre sfinți, s-a făcut creștinilor mai dorit, Mina, pentru aflarea grabnică și îndestulătoare a orice păgubiri suferite de dânsii, pentru care și astăzi pătimind cei ce stau înainte icoanei tale cu credință se roagă te milostivi spre ei, mângâindu-i și îndeplinind cererea lor ca să-ți aducă laudă, cântând lui Dumnezeu, Aliluia! Obosiți de valurile întâmplărilor ce vin asupra noastră, nu ne putem lupta și nici nu suntem vrednici de milostivire, pentru că pocăință nu avem adâncindu-ne în gânduri și fapte urâte. Pentru aceasta cădem înaintea ta ca să ne izbăvești de ispitele ce ne apasă și să ne întărești în dragostea lui Dumnezeu ca să scăpăm de vrăjmași și să-ți cântăm. Bucură-te turn de tărie, bucură-te rază de bucurie, bucură-te ancoră tare, bucură-te zid de scăpare, bucură-te gând întăritor, bucură-te liman izbăvitor, bucură-te lumină sfântă, bucură-te armă nebiruită, bucură-te înger ceresc, bucură-te dar dumnezeiesc, bucură-te apărătorul creștinilor, bucură-te miluitorul săracilor, bucură-te Mina, mult pătimitorule. Patimile cu care tu ai pătimit să ne fie în ajutor patimilor noastre și rănile trupului tău acoperământ durerilor ce ne tulbură toată odihna. Dă-ne dar în primejdii răbdarea ta sfinte ca prin trânsa să dobândim mântuirea sufletului și întărirea neputințelor noastre spre a cânta lui Dumnezeu, Aliluia! Cu sângele tău cel curs pentru dragostea lui Hristos, spală întinăciunea păcatelor noastre prea fericite și cu mulțimea minunilor schimbă cugetele celor ce ne prigonesc spre a nu fi osândiți cu nedreptate și să nu se întunece adevărul pricinilor ce le avem după a lor plăcere, că tu ești cel care descoperi toate nelegiuirile și ție se cuvine a cânta. Bucură-te mângâierea celor asupriți în judecăți, bucură-te biruința ostașilor ce se luptă pentru credință, bucură-te pământ roditor de fapte bune, bucură-te floare frumoasă din părțile Siriei, bucură-te mărgăritar ales de Dumnezeu,
Bucură-te, trandafir mirositor între spinii idolești, bucură-te, piatră scumpă din comorile Egiptului, bucură-te, dar prin care s-a împlinit menirea magilor de la răsărit, bucură-te, cedru crescut între cedrii Libanului, bucură-te, câmp adăpat de apele Iordanului, bucură-te, strajă neadormită a mănăstirilor din muntele sfânt, bucură-te, povățuitor osârnic al celor ce merg la mormântul Mântuitorului, bucură-te, mina mult pătimitorule. Rămășițele călătorului omorât de gazda făcătoare de rău spre a-i lua aurul cu care mergea la biserica ta, tăindu-l în bucăți și îngropându-l în grădina sa, tu l-ai dezgropat a doua zi întrupându-l precum a fost și dându-i viață. De această minune, îngrozindu-se ucigașul, a căzut la picioarele tale cu lacrimi, rugându-se să nu-l pierzi, iar călătorul trezit ca din vis după moarte a dat lui Dumnezeu laudă cântând Aliluia. Zadarnic a fost sârguința vinovatului de a ascunde uciderea străinului pe care, înoptând la dânsul, a găzduit, că turmându-i nevăzut pentru dragostea ce avea către tine, te-a arătat a doua zi ca un ostaș împărătesc cerând să-ți dea pe călător, despre care, tăgăduind că ar avea știință, tu i-ai descoperit fapta și l-ai mustra cumplit. Pentru aceasta cântăm ție, bucură-te minune mai presus de toate minunile, bucură-te cel care ai primit darul de a întrupa și de a da viață trupului tăiat în bucăți, bucură-te că vinovatul s-a îngrozit de puterea ta, bucură-te că cel ucis, necunoscând de ce este mustrat acela, s-a spământat, bucură-te că fapta aceasta n-ai voit să o descoperi îndată, bucură-te că prin economia ta amândoi se găseau în uimire. Bucură-te cel prin care călătorul și-a îndeplinit voința închinându-se ție, bucură-te că și făgăduinței lui a urmat, aducând în biserica ta mari daruri, bucură-te mângâietorule al tuturor celor ce aleargă la tine, bucură-te mărite izbăvitor al celor ce te cinstesc, bucură-te înzestrătorule al fetelor sărace, bucură-te ușurătorule al celor căzuți în datorii grele, bucură-te mina mult pătimitorule. Taina aceasta a Sfintei Pronii, care prin tine s-a săvârșit, mina, putându-se reface trupul cel tăiat în bucăți al călătorului ucis și a fi adus iarăși la viață, este de nepătruns, pentru care, minunându-ne de darul ce ți s-a dat ție de la Dumnezeu, cu credință cântăm Aliluia. Iubitorul de sine, Eutropie, făgăduind un vas de argint pentru biserica ta și făcând două deopotrivă, acel cu numele tău i s-a părut mai frumos decât acel pentru dânsul, drept care a hotărât să-l oprească pentru sine. Tu însă, nesuferind înșelăciunea aceasta, ai luat vasul de la sluga lui când se spăla în corabie și cu dânsul împreună l-ai ținut în mare până când s-a mustrat Eutropie însuși de lăcomia sa. Pentru aceasta cântăm ție. Bucură-te că îndată ai scos pe slugă cu vasul din mare. Bucură-te că sluga s-a înfățișat stăpânului său întreg și nevătămat. Bucură-te că el, mulțumind lui Dumnezeu, a și dus vasul la biserică. Bucură-te mustrătorului Eutropie pentru îndrăzneala ce făcuse. Bucură-te îndreptătorul purtării sale celei lacome. Bucură-te scăparea slugii de la moarte pentru nevinovăția sa. Bucură-te că prin aceasta ai vrut să arăți puterea adevăratei credințe. Bucură-te că pentru faptă, iar nu pentru lucru, ai înfrânt voința cea rea. Bucură-te că lui Dumnezeu s-a adus prin aceasta laudă. Bucură-te că numele lui s-a preaslăvit prin facerea minunilor tale. Bucură-te că pentru dânsul ai pătimit ca să și biruiești cu dânsul. Bucură-te mucenice prea folositorule. Bucură-te mina mult pătimitorule. Văzându-se Sofia, o femeie oarecare din părțile Fecozaliei, care venea la biserica ta să se închine, amenințată a fi batjocorită pe cale de către un oștean, a cerut de la tine ajutor cu glas și îndată a izbăvit-o de năvălirea aceluia, vădindu-l cu rușine către mai mulți, după care femeia a dat lui Dumnezeu laudă cântând Aliluia. Știopul și o femeie mută care de mult timp stăteau lângă biserica ta cu alți bolnavi, așteptând vindecarea, te-au văzut la miezul nopții zicând, Știopule, scoală pe femeia aceea și mergi de aici, la care cuvinte mâhnindu-se Știopul pentru că s-a crezut depărtat de la tine, nu făcea nicio mișcare, tu însă repetând porunca, el a trebuit să asculte și îndată s-au văzut amândoi vindecați, pentru aceasta cântăm ție. Bucură-te că Șchiopul spăimântându-se a fugit, bucură-te că muta spăimântându-se a vorbit, bucură-te că și alți bolnavi ai tămăduit, bucură-te că pe necredincioși i-ai smerit, bucură-te că pe iubitorii de Hristos i-ai veselit, bucură-te că pe străini i-ai adăpostit, bucură-te că pe flămânzi i-ai hrănit, bucură-te că pe văduve le-ai miluit, bucură-te apărătorul celor din primejdii, bucură-te îndestulătorul celor prădați, bucură-te izbăvitorul Sofiei, bucură-te mângâietorul celor asupriți, bucură-te mina mult pătimitorule. O prea fericite mucenice Mina, ascultă rugăciunea noastră ce ți-aducem din toată inima ca să ne izbăvești pe noi de boli și de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta și a mărturisi minunile pe care cu puterea Sfântului Duh le faci nouă celor ce cu credință cântăm Aliluia. O prea fericite mucenice Mina, ascultă rugăciunea noastră ce ți-aducem din toată inima ca să ne izbăvești pe noi de boli și de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta și a mărturisi minunile
pe care cu puterea Sfântului Duh le faci nouă celor ce cu credință cântăm Aliluia. O prea fericite mucenice Mina, ascultă rugăciunea noastră ce se aducem din toată inima, ca să ne izbăvești pe noi de boli și de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta și a mărturisi minunile pe care cu puterea Sfântului Duh le faci nouă celor ce cu credință cântăm Aliluia. Întrupându-se cuvântului Dumnezeu, s-a luminat făptura și prin trânsul a izvorât mulțimea mucenicilor care au pătimit până la sânge, făcându-se apărător celor neputincioși. Pentru aceasta îți cântăm, bucură-te stea neapusă, bucură-te rază de nematerialnic foc, bucură-te lumina celor păgubiți, bucură-te căderea celor răpitori, bucură-te taina care destăinuiești nelegiuirea, bucură-te stabilă care oprește rătăcirea, bucură-te stâlp care împiedici necuviința, bucură-te adânc care pierzi lăcomia, bucură-te suflare care întărești inimile celor suferinți, bucură-te mână care descoperi prădăciunile, bucură-te lanț care fereci pe făptuitorul celor rele, bucură-te negura care întunești gândurile necurate, bucură-te mina mult pătimitorule. Folositor și ajutător mare te-ai arătat lumii în primejdii mucenice, că pe mulți ai izbăvit de pagube, pe furii urmărind pierderele depărtându-le și celor ce aleargă la tine cu credință îndeplinind cererea lor. Pentru aceasta te rugăm, fii milostiv și nouă care îți cântăm, bucură-te, Mina, mult pătimitorule!